Eu sunt genul de utilizator de mașină de off-road de ocazie. Merg mai mult pe asfalt, mai puțin în teren accidentat. De aceea sunt și genul foarte periculos, pentru că pot foarte ușor să rup planetare, să sparg diferențiale sau să stric ambreiajul. Din acest motiv, l-am alături de mine pe Bogdan Marișca, pilot și un Nissan Navara, să-mi explice cum să utilizez corect o astfel de mașină 4x4. Eu știu de la alte evenimente de off-road că este recomandat să fie scaunul un pic mai aproape decât la mersul pe șosea, da, și spătarul un pic mai drept, și eventual un pic mai sus poziționat, dar nu? Atenție să nu fii foarte expus și obligatoriu centura, da, să fie strânsă. Deci întotdeauna așa, de aici trasă, am înțeles. Exact. Principala problemă pe care o am eu când mă urc într-o astfel de mașină sunt butoanele. Că sunt, nu sunt multe, însă niciodată n-am senzația că le folosesc cum trebuie. Manualul, nu? Nu se poate fără el. Multă limbi de circulație internațională, cumva fiecare trebuie să... E important să știm, pentru că altfel nu să știm să folosim mașina. Și e foarte important de reținut un aspect. Sunt ingineri care au conceput o astfel de mașină pentru un traseu mai accidentat și care ți-au dat niște soluții. Aici găsești acele soluții. Dacă nu, n-ai citit-o, nu ai șansă. Acum eu sunt pe tracțiune spate. Bănuiesc că primul lucru când am intrat pe un drum forestier sau pe un drum care se poate concretiza într-un soft off-road, să trec pe 4H, nu? Sau pe aderență scăzută, sau pe ploaie și pe autostradă. Pe ploaie, da, bine să o pui pe 4x4, dar este bine să oprești mașina, pui pe 4x4 și pleci. Și mențiunea că putem face această comutare din tracțiune spate pe 4x4 cu mașina scoasă din viteză pe neutru, în acest caz că e automată, sau în poziția P. E cel mai sigur din punct de vedere mecanic, sigur, nu? Sigur că da, pentru că așa protejăm mașina. Noi aici avem o mașină cu transmisie automată. Bănuiesc că e mai ușor să strici ambreiajul, nu, la o mașină cu transmisie, da, asta, manuală, nu? Asta te salvează de stricat ambreiajul. Deci, am înțeles. Deci dacă e automată, scapi, nu? Da. Așa, șanse de a prăji un ambreiaj sau de stricat sunt mult mai mici, pentru că preia mașina din punct de vedere tehnic tot ceea ce faci tu sau ce nu faci tu bine. La acest Nissan Navara avem aici un buton de blocare a diferențialului spate. În ce condiții blochezi diferențialul spate? Poți să fac asta și mers? Da, dar ar fi bine să oprim mașina când facem orice fel de transfer de mod de transmitere a puterii la roată, pentru că sunt niște mecanisme relativ simple, foarte clar definite, dar ar fi foarte bine să facem asta stând pe loc. Planetare până acum n-am rupt și n-am spart nici diferențiale. Stai virat foarte mult spre stânga acum, da? Da. Dacă erai blocat sau și accelerai tare, aveam o șansă să rupem în planetare. Tu vrei să traversezi un șanț acum, da, la 45 de grade. Tu mergi acum aproape la 90 de grade. Șansa de a rămâne suspendat, de a lovi cu botul, de a rămâne în pământ, da, e mult mai mare, mare, nu? Dar roția trebuie să fie cel care copiază. Păi bun, dar mi-e teamă că atunci voi avea o roată în aer. Ai două roți în aer. Da. Pe diagonala în aer. Deci noi acum suntem cu diagonala în aer. Dreapta față și stânga spate, 9. Exact. Da? 4x4, dar mașina trece ușor. Da? Riscul este... Când traversezi sub un unghi de 90 de grade, să rămâi cu fața împănată în malul pe partea cealaltă, să rămâi suspendat. Da. Da? Și tot timpul trebuie să calculezi, să evaluezi lucrurile din această perspectivă, pentru că în off-road, una dintre reguli este că stai tot timpul cu roțile deasupra, stai sus. Nu există o mașină care să nu poată să rămână podmolită, indiferent de tracțiune, mașinile care rămân suspendate. Am înțeles, da. Deci, cu orice, cu cea mai bună mașină, iarna poți să rămâi foarte ușor în zăpezit. Rămâi suspendat pe burtă și în momentul ăla, da? Pentru acest șanț pe care vreau să-l traversez acum cu încrucișare de punți, este suficient să țin comutatorul în poziția 4H sau îl comut în 4L? Dacă nu e sigur, varianta safe este să mergi pe low. Pentru că altfel, în mijlocul șanțului, să-ți dai seama că nu e ok, ce faci? Te oprești? Zero, viteză zero înseamnă off-road, înseamnă o capcană pe care ți-ai întins-o singur. Pentru că nu mai folosești inerția și atunci, dacă nu e sigur, folosește low. Dar atenție cu low, pentru că sunt mulți oameni care trec de zone dificile cu low, uită să-l comute înapoi pe 4x4, merg cu viteza mai mare decât permite low-ul și sparg diferențial, spate sau central sau... Deci și low are niște... Deci e posibil să strici o mașină doar din butoane, ca să zic așa? Sau din manete, sigur că da. Sigur că da, pentru că ne folosim corect manetele sau butoanele foarte ușor. Deci așa se strică cel mai ușor o mașină. Din butoane. Este din butoane sau din manete o mașină de genul ăsta poți să o strici cel mai ușor.